Grupul mega criminal mondial. Modul de funcționare a acestui grup. Explicație succintă. Pe planeta noastră există un grup mega criminal mondial care a reușit prin minciună, manipulare, înșelătorie, crime și genocide să preia tot controlul asupra oamenilor și resurselor naturale. Acest grup îl putem numi Stăpânii Lumii. Stăpânii Lumii au o agendă bine pusă la punct, pe care o impun cu toată forța lor de care dispun. Oamenii au devenit sclavii lor. Stăpânii lumii și-au creat mai multe centre de putere. Principalele centre de putere sunt următoarele trei orașe state: Vaticanul, Washington DC și City of London. În ultima perioadă de timp, tehnologia a creat roboți, automate și mașini care au înlocuit munca sclavilor. Stăpânii lumii consideră că dețin prea mulți sclavi și de aceea ar fi necesară împuținarea acestor sclavi. Ei reduc numărul sclavilor prin intermediul genocidelor, pe care ei le denumesc războaie, prin otrăvirea pământului, apei și a aerului, prin medicalizarea și vaccinarea populațiilor și prin acoperirea luminii solare de nori chimici produși artificial. Stăpânii lumii oferă licența temporară sau permanentă unor grupuri pe care le putem numi stăpânii teritoriilor, de a minți, manipula, înșela, de a jefui, de a teroriza, de a produce violență și de a ucide. Stăpânii teritoriilor pot acționa pe un anumit teritoriu. În schimbul acestei licențe, stăpânii teritoriilor trebuie să plătească tribut stăpânilor lumii. Stăpânii de teritorii se autodenumesc împărați, regi, regine, președinți de stat, guvern, prim-ministri, miniștri, etc. Ei produc reguli denumite legi, ordonanțe, directive, etc., în conformitate cu agenda stăpânilor lumii. Stăpânii teritoriului împart populația în două grupuri, în slugi și sclavi. Slugile sunt denumite polițiști, jandarmi, funcționari, etc. Stăpânii teritoriului îi pun pe slugi să mintă, să înșele, să jefuiască, să terorizeze și să ucidă sclavii. În subordinea parțială a stăpânilor de teritorii se află și un grup numit judecători. Judecătorii sunt supuși atât stăpânilor de teritorii, cât și grupului de escroci aflați în City of London. Judecătorii au menirea de a interpreta regulile impuse cu violența de stăpânii teritoriilor, astfel încât stăpânii lumii și ai teritoriilor să câștige întotdeauna. Pentru a ne elibera din sclavia actuală, este bine să ne unim ca o singură forță și să refuzăm să mai cedăm puterea noastră către stăpânii teritoriilor și cei ai lumii. Sunt posibile și alte multe mijloace. Libertatea vine de la adevăr.